Enigmele din Providence. Episodul 2. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Uliul negru. De ce credeți că obiectele astea nu sunt însuflețite? Masca asta am găsit-o la un șef de trib din Papua Noua Guinee, care mi-a spus că ar conține spiritul unui mare războinic. Vrei să spui că e bântuită? Oscar! Și că în curând se va plimba pe aici, nu-i așa? Știu ce crezi tu, Katia, dar să știi că toate obiectele astea au un suflet. Sunt sigur! Ei, acum merg să tund pomișorii bonsai care sunt plini de viață. Pe mâine, prieteni! Noapte bună, Oscar. Ai dreptate, micul meu Oscar. Toate obiectele ascund un secret și e timpul să-ți trimit un vizitator care să ți le dezvăluie. Te caută de multă vreme. Zeu al deșertului, ajută-mă să-i găsesc pe cei care au pus stăpânire pe Calfu, Usembe Laki, Usembe Calfu! Vise plăcute, Oscar! Vise plăcute! Zeu al deșertului, Usembe Calfu! Oh, vai de mine, nu mai vreau să zbor niciodată. O mică problemă la carburator. Uite, s-a rezolvat. Știi, când injectorul se înfundă, carburatorul dă rateuri. Asta e problema. Se pare că aici e altă problemă. Uite, ușa e deschisă. Dar ce s-a întâmplat aici? Nu știu, Oscar! În sfârșit ați venit! Oscar, ce s-a întâmplat? Ești de afară? Cineva a intrat pe acolo și m-a lovit. Am crezut că e un coșmar, dar cucuiul e cât se poate de real. Cu siguranță unul din obiectele tale a prins viață și te-a atacat. N-ai decât să râzi. Am auzit câteva cuvinte într-o limbă africană și apoi nimic. Ajutați-mă să fac inventar. N-a fost un jaf, individul n-a luat nimic. Oricum, intrusul nostru e solid, nici urmă de ustensile. Parcă ar fi smuls lacătul cu mâna. Dar de ce e plin de clei? Asta-i șansa noastră. Vom pleca din Providence. Vom fi atât de bogați că nu ne va mai trebui nimic. Asta-i șansa noastră. Vom pleca din Providence. La 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 la. Între timp ar trebui să vă plătiți consumația. Hei, Bob, avem nevoie de o sperietoare să alungăm vrăbile din grădina noastră. Tu ai fi tocmai bun, nu-i așa, jarnac? Sperietoare? O să vedeți, voi isteților! Ce o să vedem, istețule? Afară cu ei! Bună! O luați alt loc! Ia te uită, ce puternic e Baltazar! Oh, iată-o pe cea mai frumoasă perlă din Providence! Ce zice de o croazieră în Antile cu mine, frumoasă? Aș prefera o croazieră la Polul Nord singură, micul meu Carlo! Și oricum n-ai niciun ban în buzunar!
Perla mea, perla mea, când sclipești mă îndrăgostesc de tine. Perla mea, perla mea, dacă îmi dai un sărut, voi deveni cel mai bogat. Voi da lovitura secolului. Lovitura secolului? Singurele lovituri de care poți avea parte sunt niște pomi. Perla mea, vei vedea ce vei vedea. Opriți-vă! Cuvintele africane pe care le-am auzit fac parte dintr-o formulă magică. E vorba despre păsări de pradă și... Marten, unde ești? Aici! Aici? Unde aici? Eu vorbesc cu tine și tu dispari. N-ai învățat să faci totul în ordine? Ordinea e caracteristica unui spirit rigid inferior și bolnav. Să vedem! Privește! Substanța de pe lacăt... Nu e clei! Caramel topit? Tot lacătul era plin. Am întrebat la toate cofetăriile din oraș și am aflat că Baltazar se îndoapă cu caramel. Baltazar? L-am văzut trăgându-le o chelpăneală fraților Cerber. Nu-i prea stă în fire? Poate că e caramel cu multe vitamine. Ai putea să-l hipnotizezi ca să afli mai multe, dar nu cred că te va lăsa. Nu trebuie să-i cerem voie. Am auzit că spiritele simple sunt ușor de hipnotizat. De aceea vom experimenta pe Baltazar. Locotenente Baltazar, mă auziți? Răspundeți-mi! Da, stăpâne, iartă-mă, n-am găsit încă uliul negru. Da, uliul negru? Ce e uliul negru? Da, care e secretul? Zeu al deșertului, ascultă-l pe supusul tău, îl vreau pe Calfu! Calfu! Baltazar! Calfu! Repede să-l urmărim! Crezi că e periculos? Calfu! Unde se duce? Calfu, Calfu! Au nebunit? O să spargă tot! Poate caută ceva! Sunt supusul tău, stăpâne. Unde uliul negru? Nu mai am timp de pierdut. Era în divizia aceea, sunt sigur. Nu trebuie să-l aibă. Usembe Calfu, îl vreau, îl vreau. Dacă nu-l găsim, vom fi cu toții pierduți. Cred că Baltazar nu e un simplu somnambul. A fost transformat în zombie. Vrei să spui că a fost vrăjit? Da, puțin. Zombii trebuie să se supună unui vrăjitor și adesea au puteri supraomenești. Dar ce rost ar avea să-l transforme pe Baltazar într-un zombie spărgător? Și de ce caută un uliu negru? Ca să aflăm, va trebui să-l prindem pe Baltazar zombie. Dar asta e periculos! Un zombie, un zombie. Nu m-ar mira ca frații Cerber să fie amestecați în afacerea asta. Carlo mi-a spus că va da lovitura secolului. Oare ce pune la cale? Nu vă faceți griji, eu voi da lovitura. Te uită, un papă lapte pe motocicletă. Tocmai am cumpărat-o. Știi, Katia, întotdeauna mi s-a părut genial că numele noastre încep cu aceeași literă. Katia și Carlo. E un semn al destinului, nu crezi? Da, ca și kilometru și ketchup. Mă iei și pe mine? Poftim? Ce ai spus? Am spus, dă-i drumul, drumețule. Arată-mi faimoasa cabana a fraților Cerber. Wow! Iuhu! E un detector cu infraroșii. Detectează căldura corpului pe întuneric. Și ești sigur că îl vom putea depista pe Baltazar chiar și în adâncul pădurii? Chiar e nevoie să fiu legată la ochi?
Da, dacă nu, adăpostul nostru secret nu va mai fi secret. Raționamentul tău e destul de logic. Oh, Calfu, curând vom găsi uliul. Oh, Calfu, îți promit. Cred că ați putea... Nu spuneți nimic. Aș vrea... Știu ce vreți. Dar... Pot să vă citesc gândurile. Haideți, urcați. Toți turiștii ca dumneavoastră care vin în Providence vor să facă un tur cu avionul. Aveți noroc, tocmai am reparat injectorul. E formidabil, nu? Formidabil! Iuhu! Aterizează imediat, altfel... Am ajuns! E grozav, hă? De fapt, e grozav și fermecător. Dar n-aveți de gând să rămâneți aici toată viața, nu? Care e lovitura secolului? Acum că ne-am împrietenit, putem să-i spunem, băieți? E popcornul! Popcornul? Cum adică popcornul? Sau mai exact, porumbul! Folosim tot felul de metode. Și pe deasupra am găsit în sfârșit ceva care să sperie vrăbiile. Da, înțeleg, dar... Katia, dragostea mea! Vino să-ți arăt. Am găsit o pasăre de pradă care să le alunge. O sperietoare? Crezi că o să-mi pierd timpul uitându-mă la o sperietoare? Nu ești în toate mințile! Haide, Katia! Jos, labele! Prefăcuți ce sunteți, bandiților, să nu vă mai văd! Hei, dă-te jos, dispari! Asta e culmea! Carlo, unde te duci? Ți-ai vândut bicicleta? E o poveste lungă cu mine și trei sperietori. Tu ce ai aflat? Cuvintele pe care le-am auzit când a fost lovit. Calfu e un zeu african vudu. De obicei face bine, dar poate și să semene teroare. El stăpânește forțele malefice din univers și dacă e supărat, răzbunarea lui e cruntă și nimeni nu-i poate scăpa. Calfu, ăsta nu pare prea amuzant. Și ce legătură are asta cu Baltazar? Simbolul lui Calfu e o pasăre de pradă sau mai exact un uliu. Vă amintiți că Baltazar a pomenit de un uliu negru? Trebuie să-l găsim pe Baltazar și pe vrăjitorul care l-a fermecat. Bravo, Oscar, ești pe calea cea bună, dar fii atent la ce te așteaptă. Zburăm de 3 ore, curând se va termina benzina. N-aș vrea să-l întâlnesc pe vrăjitor noaptea. Ia-o spre podișul lupului. L-am găsit acolo. Nu pot să aterizez, trebuie să sărim. Ok. Trebuie să găsești uliul negru, înțelegi? Acum e în preajma celui numit Marten. Faceți bine și ne spuneți cine sunteți și ce căutați. Îndrăzniți să-mi porunciți voi care ați încălcat legea totputernicului Calfu? Usem Bezeu al deșertului, Chango! Aici erați! A trebuit să amarez avionul și mă întrebam unde sunteți. Unde v-ați dus? Marten, nu, fugi! Spuneți-mi unde e uliul negru, altfel va fi rău de amicul vostru! Aaaa!
Oscar, fă ceva! N-are nicio vină, lasă-l! Mai întâi spuneți-mi unde e uliul negru? În cazul ăsta recurg la măsuri extreme. E de ajuns! S-o luăm de la început. Cine ești? Numele meu e Asua, sunt trimisul regelui țării Ashanti din Africa. Am venit după statuia zeului Khalfu, un uliu din piatră neagră. Noi știm povestea lui Khalfu, dar de ce credeți că uliul e aici? Cu mulți ani în urmă, un ministru invidios pe rege a comis un mare sacrilegiu. A furat uliul și de atunci a dispărut. A fost vândut și a trecut prin multe țări. Am fost trimis să-l caut și l-am găsit în regatul Chinei, dar apoi i-am pierdut urma. L-am regăsit în străvechea țară a faraonilor, unde a scăpat din mâinile unei aventuriere și a fost cumpărat chiar de voi. Da, mi-amintesc că am cumpărat o statuetă pasăre în timpul unei escale la Alexandria, dar nu știam că e sacră. Statuia trebuie să fie la locul ei peste două zile când va fi încoronat noul rege. Fără uliu, blestemul lui Khalfu se va abate asupra poporului meu și asupra celor care l-au atins. Și voi și orașul Providence veți dispare. Uf! Atunci e simplu, Oscar trebuie să înapoieze uliul. Imposibil, nu e la mine, i l-am dăruit lui Marten de ziua lui, îți amintești? A, da, chestia aceea neagră cu aripi. Dacă vreți, aș putea să vă ajut să găsiți uliul negru. Khalfu, vino la mine! Nu vă mai obosiți, știu unde e. E aici. Dar... e imposibil, ieri era aici. Vrea să vă păcălească, stăpâne. Nu, Asua, te implor. Mâinile sus. Ați ajuns prea târziu, uliul a fost furat, domnișoară. Mă cheamă Mitrovna, Natasha Mitrovna. De 5 ani caut pasărea asta, de când ați cumpărat-o sub nasul meu la Cairo. De data asta n-o să-mi scape, am un client care o vrea. Nu exagerați, domnișoară. De ce atât efort pentru o statuetă de piatră neagră fără valoare? Fără valoare? Glumiți! De fapt, uliul e vopsit în negru, dar e făcut din aur și pietre prețioase. Ar avea o valoare inestimabilă în mâinile unei aventuriere fără scrupule. Dar atunci, cine a furat uliul? Vom vedea îndată! E sistemul meu de supraveghere video. Martin are o grămadă de vechituri. Vom găsi ce ne trebuie. Hey, Carlo! Asta e perfectă! Ulii sperie cu iubile, nu? Carlo? Frații Cerber și lanul lor de porumb mi-au spus că au găsit o pasăre care să le fie sperietoare. Trebuie să recuperăm uliul înainte să-și dea seama de adevărata lui valoare. Nu! Nu mișcă nimeni! Ar trebui să mă înveți și pe mine trucul ăsta, mi-ar fi de folos. Glumești, Oscar, e prea târziu. Biju, nu mai trișa! Nu trișează, nu știe să joace. Ei, priviți! Incredibil, băieți! E din aur, e din aur! Suntem bogați! O să plecăm din Providence și n-o să ne întoarcem niciodată! Cabana lor e goală, probabil au fugit. Apropie-te, Marten, acolo. Ne așteaptă viața de lux, caviarul, șampania. Cum ajungem pe uscat, ne îmbarcăm pe primul vapor. Hei, Carlo, aud un băzăit. Plecați de aici, nesuferiților! Trebuie să le tăiem calea! Carburatorul! De data asta...
asta, pa, pa, pentru totdeauna! Ce vrea tipa asta? Acum îți pare rău pentru că sunt bogată? E prea târziu, mă voi căsători cu Claudia Schiffer! Oprește-te imediat, Carlo! Uliul nu ți aparține! E ridicol, pentru că e la mine! Atenție, dacă îl struncină prea tare, blestemul se va dezlănțui! Sunt aici! Ce e? Ce e? Oh. Cum reușește? Merge pe apă! Oscar, nu! Bravo! 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 Natasha, ce nume frumos! Rimează cu... Cu ce rimează? Cu Naravașa! Bună treabă, Oscar! Data viitoare, când mi se vor oferi astfel de obiecte, voi fi mai atent. Cine știe ce secrete ascund? Să nu mai vorbim despre asta. Fără voi, uliul era pierdut pentru vecie. Dar mi-e teamă că nu voi putea să ajung la timp ca să împiedic blestemului Calfu. Ceremonia va avea loc peste câteva ore. Nu voi reuși să ajung la timp. De fapt, nu sunteți singurul care poate să facă vrăji. Vă duc la aeroport cât ați clipi, iar mâine veți fi acasă. A, era să uit. Și Baltazar? Se va trezi curând și nu-și va mai aminti nimic. Au dublat în limba română actorii: Ana Maria Vlad, Daniel Vulcu, Iona Brudan, Richard Balint, Andrian Locovei, Geo Dinescu, Rin Tripa, Florin Stan, Mariana Presecan și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Ioana Chiba. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.